doar mai ciudat decât ne închipuim. E mai ciudat decât ne putem închipui. Să facem totuși un exercițiu de imaginație, pentru că începe pe bune cu unicul pe o rază de 46 de miliarde de ani lumină, Andy Moisescu. Bună seara, bine ați revenit la pe bune. Andy, vă rog. Andy. El ca să-și revină puțin. Vrei să pui bine pe la urmă? O să vezi exercițiul de imaginație astăzi, pentru că astăzi, nu întâmplător, am așezat-o alături de Nathan Ticu pe Alina Eremia. Vreau să-l văd Dumnezeu cum sănătate. Se descurcă în condiții de stres. E o onoare, crede-mă. O onoare. Pentru ea, dar dai seama pentru mine. De partea cealaltă, sigur, e vorba de o infuzie de tineret în sufletul acestei emisiuni. Speak! Și cu ocazia asta sper că e limpede tuturor. Am adus aici doi trubaduri ai tinerei generații. Am zis să fie această mică, această mică infuzie de tineret în sânul emisiunii noastre. Regulile le știți, da? Alina? Da. E foarte important să reții următor aspect. La final câștigă o singură echipă, cea care are cei mai mulți bani. Iar banii, Alina, banii se împart în totalitate susținătorilor echipei câștigătoare. A zis bine prima dată. O să fac totul. Va fi deci și o lecție de matematică la sfârșitul acestei emisiuni, pentru că nu e ușoară împărțirea la 53 de susținători. Asta am vrut să zic și eu. Bravo lor. Măcar unul, dacă e și alu Cosmin, și tot e bine. Mi-e greu să cred. Voi 46, dragilor. Foarte. De mai bine! Noi începem, nu? Mai mulți bani! Regulile. E prima dată aici, dar uite, știi ce mi-a zis? Avem mai mulți, deci noi începem. Și n-a fost la emisiune. S-a uitat. Hai mă, s-a uitat la emisiune. Bine, mai mult pentru... Vă rog. Buzele tale. La răcoare. România pitorească. Competiții. Artă. Bebe. Nu Bibi, Bebe, da? E o lege pentru toți. Tineret mândria țării. Fițe de Hollywood. Stimulente. De parcă ar mai fi nevoie. Somnul de frumusețe. Și, desigur, un mare domeniu surpriză. N-are niciun rost. Lasă-i că sunt pentru prima oară împreună. Buzele tale! Am înțeles, da. Ok. A luat. Nici n-ai idee ce mare adevăr ai spus. Într-adevăr, buzele ei s-au luat. Deci noi rămânem la buzele tale astea de aici, din emisiune. Atenție! Kissinger, okay. Este. Denumirea dată unei persoane care trimite frecvent pupici prin mesaje. Da. Are sens. Sau B, un accesoriu pentru mobile ce îți permite să te săruți cu un partener aflat la distanță. E foarte frumos. Sau C, un specialist japonez care vine acasă, te adoarme și te pupă de noapte bună. Băi, ce frumoasă e asta ultima. Doamne, ce povești sunt aici. E reală, hai să, frumoasă. Hai să ne jucăm, fiate. Hai să, da. Denumirea dată unei persoane care trimite frecvent pupici prin mesaje. Trimite... Să fie ca un fel de adjectiv, așa, nu? Kissinger, dar în engleză. Pupăcioși, nu? Da, pupăcioși. Pupăcioși? Dar ce, tu ai întâlnit așa ceva, Alina? Ai așa ceva în telefon, oameni care trimit pupici prin mesaje? Prin mesaje? Sau... Păi, da. Suntem emoticoanele alea. Trimiți? Eu? Da. Dar rândul meu, da. Unul nu mi-ai dat. În fine, hai să vedem mai departe. Asta e... Mergem la B? Da, mergem la B. Trebuie să dau neapărat numărul meu de telefon, dacă e asta. Un accesoriu pentru mobile ce îți permite să săruți un partener aflat la distanță. Adică un fel de... Adică se cuplează prin USB și îl iei separat. Ok, super simplu, da, nimic complicat. Hai că te pup. Da, e așa, uite, ai niște buze. Mersi mult. Inclusiv în forme de buze, nu? În forme de buze. Tu poți să le pui oriunde, la inimioară, de exemplu. M-ai pupat, te-am pupat pe inimioară. La suflet, aproape de suflet. Sau pe frunte, că dacă, știi, dacă ești un bunic... Și pup nepotul pe frunte. Bănesc că are și celălalt, nu? Adică și ăla se numește Kissinger. Dacă are bani, Păi asta... Obligatoriu. Păi și dacă n-are bani? Dacă n-are bani, păi nu-l primește. Te pup și eu. E nasol dacă are rețea slabă, unul din ei. Știi că el amândouă, tu mă pup sau ceva. Ai rămas blocat așa. Da. Ceu? Hai să vedem ceu. Un specialist japonez care vine acasă. Asta e. Te adoarme. Nu știm cum. E el specialist. Orică. Cum? Cum te adoarme? Ori te leagănă frumos pe picioare. Să... Nu. Eu exclud ceu. Adică... Ceu? Da, doar să fie nume de familie. Băi. Alina, instinctul tău, ce spune? Zi una din ele. Zi una din ele, repede. Că... Instinctul feminin. Numai, mai avem 5, sinceră, fii sinceră. 4, 3. Fii sinceră, concentrează-te și fii sinceră. Hai, apasă.
Haide! L-a luat pe accesoriu. B, mă. B. Accesoriu, kissing. Vă rog. Teledildonica este tehnologia ce le permite partenerilor să se bucure unul de celălalt atunci când distanța dintre trupuri e mai mare decât lungimea. Pentru cei romantici însă, piața oferă și soluții mai puțin invazive. Kissinger este un gadget cu senzor de atingere ce se atașează la telefonul mobil. Nu trebuie decât să-ți atingi buzele de suprafața sa de silicon și sărutul va fi transmis către un dispozitiv identic aflat în posesia partenerului. Bravo! Bravo! De acum numai tu alegi! Hai, da, hai, da. Să nu forțăm norocul cerătorului! E bună! Dar e urât numele, mă! Da, nu-mi place numele! Trebuia lucrat acolo un pic. Trebuie să mergem să vorbim cu ei, să luăm și noi o parte din bani. Vă dăm și noi 10 corect. Lei, vă dăm, fiți sigur, sigur. România pitorească, am zis eu să merg. România pitorească! Aici, mă gândesc că mă pricepă. Asta este... probabil una dintre cele mai frumoase din tot sezonul. Atenție! Eterna și fascinanta Românie ne oferă adevărate momente de introspecție doar prin numele minunatelor sale așezări. Da. A. În Vâlcea, satele Măciuca și Mădulari fac parte din comuna Cornul Burții. Sau B. Comuna Vârteș-Coiu și-a schimbat în 2011 denumirea în Vârteș. Corect. Sau, la schitul Pătrunsa, ajungi prin cracii doamnei, urcând pe dealul Bucii. Băi, băi, stai, mă, puțin! Nu e nevoie! Stai un pic! Să zică cineva, stop! Îți dai seama că nu putem să discutăm pe B. N-ai cum, că ne dau oameni, oameni. Vreau să vă ajut. Vreau să vă ajut. La Băicoi am fost, dar la... Păi și ce are Vârteș-Coiu? Dar cine, mă, cât de bolnav să fie? Ce are Vârteș-Coiu? Ia ceva să te duci la Băi și altceva să te duci la Vârteș-Coiu? Băi, oamenii au umor, mă. Românii au umor. N-ai cum, eu am mai cântat prin comunii de astea. Păcănești, mă, Stăcani. Ceu este fascinant, da, nouă, de ce unul nu. Dar știi ce e mișto? Trebuie să facem cu aia, trebuie să ne concentrăm. Dar ce vi se pare așa? Stați, mă, puțin. Nu, ni se pare. E mișto când mergi cu mașina și te sună iubita. Unde ești? Între cracii. Băi, da. Unde prin ești, cracii, doamne, prin cracii, doamne, doamne, doamne. Să ajung la dealul Bucii. Nu, eu cred că faci așa. Abia am ieșit din București. Nu zici. Dar primar, unde ești primar? La asta, la... În Crații, da, doamne. Dar chiar mă, lasă primarul ca primarul. Ai ceva cu Crații, doamne. Primarul ca primarul. Dar dacă ai concert acolo, spic. Cum le spui, da, tu? Ce faci? Mă duc la mâinile sus! Va trebui să alegeți la sfârșit, da, ceva. Deci e emisiune nebună, bă. Deci cum facem? Serios? Cum facem? Că nu știu. Pe bune? Nu știu. Ne luăm după cea mai dementă asta, cu un schitul pătrun, să ajungi prin Crații, doamne, urcând pe dealul bui. Băi, asta e cea mai, da. Asta e cea mai hit. Da. Ceu e câștigător. Cine a pus numele? Adică la ce s-o fi gândit el? În aceeași ordine de idei, la ce crezi că s-a gândit cel care a botezat localitatea Băicoi? Poftim. Nu știu. Eu cred că e același. E discutat asta. Da, da, chiar același care a lăsat variante așa prin țară. Da, băi, da, vă da. Lasă aici niște variante. Dacă nu vă vin nume, na, v-am lăsat eu aici pe birou. Eu cred că trebuie să alegem pe aia care ne place cel mai mult. Că nu știu să zic, nu? Ce umăr e de departe câștigătoare. Tu ai merge cu B-ul? Da, că cumva e mai plauzibil. Dar aici ce plauzibil? Aici nu, ăsta, noi, nu. Bine, pune tu, că tu ești șeful aici la... Capitanul a decis. Ce ați decis? Bravo! Ați luat ceul pentru aceasta. N-ai cum. Adică o chestie chiar dacă nu e adevărată varianta asta... E prea frumoasă. Îți dau eu 100 de lei de la mine. Mersi mult. Mersi mult, da. Wireless, prin Kissinger ăla. Vă rog. Sunt convins că asta e. Dacă v-ați propus să faceți un tur al României, treceți pe la Vârteș-Coiu să beți un vin bun de Vrancea. Comuna nu și-a schimbat denumirea, așa că o veți găsi ușor. Ca să bifați pe listă Măciuca și Mădulari, trebuie să știți că sunt două comune din Vâlcea, aflate la o distanță de 38 de kilometri una de cealaltă. Și dacă tot sunteți în zonă, dați o fugă până la schitul Pătrunsa. Traseul e magic, prin satul Cracii Doamnei, după dealul Bucii. Mamă, nu crede ce poate! Deci, trebuie mers! Trebuie mers, da! Era și frumoasă, domn! E prea frumos să fie adevărat! Chiar trebuie să mergem. Ar fi mișto, ne fim toți trei mașină. E bune, să facem. Un reportaj scurt. Promit pe această cale că eu îți fac traseu. Nu spunem, vreau să fie secret. Dar eu plec acum. Mai am niște domenii. Tu ai putea să alegi acum, dacă vrei. Mergem pe artă. Nu? Din toate alea ai luat o artă? Da, nu știu, atunci... Atunci aia e! Atunci, artă! A zis! A zis!
E literă de lege ce spui tu, să știi. Ia uite, e ce frumos. Îmi place cum sună. Una dintre operele controversate ale celebrului artist român Constantin Brâncuș. Artă, tată. Este. Chiar e artă. Orcasm. Un basorelief suprarealist ce înfățișează două balene ucigașe care fac... Ce scrie acolo pe ecran? Da. B. Dragos. Prințesa X. O sculptură din bronz înaltă de 62 de centimetri în formă de... Ce scrie acolo pe ecran? Sau ce? De X. Om la apă. Un deget mijlociu uriaș expus la Muzeul de Artă Modernă din... Ce scrie, ce scrie acolo pe ecran? Deci, orcasm. Să știi că eu sunt pe parte muzicală, da? Să ne înțeleg. Am vrut doar să lămuresc asta. Prin Atlantic, e perfect, e domeniul lui. Orgasmul oricelor. Da, nu știu dacă l-aș vedea eu pe Brâncuș să păi fac unde, asta. Unde, nu, cea mai importantă întrebare, unde a văzut el așa ceva pe vremea aia? Îți dai seama, poarta sărutului unde a văzut? Mamă, ce întrebare a pus. Ne-a omorât. Masa tăcerii. Adevărat. Da, mă, clar, așa e. Colana infinitului. Da. Asta chiar îmi scăpa. Aia unde a văzut? Păi cum, unde la Târgu Jiu? Dar cum mințenia pământului? N-a văzut el cum mințenia pământului, mă. Corect. Hai să vedem pe prințesa asta X. Poate să fie sau nu. 62? Cam așa. Dar cum o... Prințesa asta, cum stă ea să aibă și forma... Iară și te duce acolo. Dar unde să mă duc? Mă duc în partea asta la altă. Gândește-te că are o rochie mulată de sus până jos. Jos? Da. Și jos niște botine, așa mai mult. De ce? Da, stai un pic. Omul așa a vrut el să o facă sau după aia noi... Bună întrebare. Cred că l-a forțat cineva și n-a avut în control. Prințesa X. De ce ar fi zis Prințesa X? Da, nu știu și eu mă întreb asta. Ce ar fi dorit să transmită artistul printr-o astfel de operă? N-aș putea să spun. Să trecem la ce? Dacă e prea dificilă... Cum? M-am dus prea departe. Nu, mai zi o dată. Deci Prințesa X, înseamnă că e prințesa cuiva, nu? Dar al unui X. Al lui Xulescu. Da. Și prințesa... Domnului. Respectivului, da. Da, așa. Hai, mai bine mergem la omul ăsta. Ceață, ați lăsat și mai rău ceața peste Carpați. Nu, de ce? E mult mai clar acum. Da, nu știu. Ți-am zis să nu mă lași pe mine. Om la apă, care reprezintă un deget mijlociu uriaș. Eu m-aș duce pe balene. Băi, adevărul e că da. Nu? Nu mai stăm, că pierdem timpul și vorbim pe lângă total. Deci? Orcas. Doamne ajută. Aoleo, cu sexul în cinste. Hai, să vedem despre ce e vorba de fapt. Ca orice artist avantgardist, Constantin Brâncuș nu dădea doi bani pe critici și nici pe controverse. În 1920, la Salonul Artiștilor Independenți din Paris, artistul a aflat că opera sa, Prințesa X, nu va fi expusă, din pricina aspectului său cutezător, în formă de falus. Sculptura imortalizează, de fapt, opusul virilității, fiind inspirată de una dintre iubirile sale, Prințesa Marie Bonaparte. Foarte frumos! Se vedea asemănarea. E frumoasă. Lasă-o așa, sunt bun de cinste. Cineva a avut o scriitură foarte inspirată și iată s-a calificat, va da peste cap. Deci această invenție cu orcasmul practic te-a cucerit. Da. Hai să vedem, băieți. Noi. Tineret, mândria țării. Bravo. Atât. Frumos. Tinerii din generația milenarilor. Fac mai mult sex. Da. Da. Acolo te-ai duce. Dormi. Și te oprești ăla. Ai făcut sex. Sandra Bullock chiar face asta. De ieri. Un studiu sugerează că bebelușii pot semăna cu unul dintre foștii parteneri ai mamei și nu doar cu tatăl biologic. Da, exact. Iubeul e groas. Și tasul copilului ce vin are. O partidă de amor induce o stare de bine ce durează 48 de ore. Uite ce întrebări avem noi. Pentru niște bărbați cu experiență. Acești cercetători sunt femei. Băi, l-am văzut ieșind de la tine joi. Băi, v-am spus că s-ar putea să doare puțin. Băi, șocant. O să doare puțin asta. Tinerii din generația milenarilor. Așa. A. Fac mult mai puțin sex decât făceau părinții lor la 20 de ani. Se poate. Sau se îndrăgostesc cu 3 ani mai devreme decât cei de acum 50 de ani. Sau preferă jocurile video în locul unui film erotic. E grea asta, e grea rău asta. Una din trei e pe bune. Nu știi ce să alegi. Spune, nu e grea deloc. Fac mai puțin sex. Zici că e ceu, nu? Da. Acolo te-ai duce, nu? Da, și eu, tot acolo m-aș duce. Milenarii știți cine sunt, da? E prea ușor, nu e prea simplu așa. Generația asta. Au, fac mai puțin. Băi, eu cred că... Nu. Eu cred că fac mai mult. Au, fac mai mult sex. Da. Păi ai acces la mai multe informații și ai stimulente de asta. Am înțeles.
beau, se îndrăgostesc cu 3 ani mai devreme decât cei de acum 3 ani. Sau nu, stai un pic, nu. La A e posibil să nu. Păi dacă nu ies din casă, știi cum e. Dacă stau și se joacă pe PlayStation, nu era 3 ani să zic asta? Nu, că acum poți să faci mai multe chestii din și altceva decât sex. Înainte nu prea aveai să faci. Da, de, corect, corect. Da. Te întâlneai, adică, ma, ce te uitai la desenii o oră sau la televizor, o oră, ce plictisit, vină, faci. Corect, corect. Acum ai o grămadă de lucru. Sau citeai o carte. Și cam atât, astea erau distracții. Dar cine avea chef de citit? Exact. Deci ne încurcăm, ne încurcăm, că e greu acum. Stați puțin, voi aveți cunoscuți printre... din generația asta? Care preferă jocurile... Cum? Cum îi simțiți? Cam pe unde sunt? Unui film erotic, da! Nu știu ce să zic, eu prefer să mă joc. Că... depinde acum, că dacă dai de unul așa care are un joc de la de trebuie să se întâlnească el cu nu știu ce clan, da? El nu mai contează nici viața lui, nu mai contează nici masa. Decât un film erotic. Păi film erotic e așa, o glumă. Pentru ce să vină într-un film ăsta erotic? Lasă-mă, mă, cam aici, trebuie să umor dragonii ăștia. Păi, dar urc la level 154 în seara asta. Se îndrăgostesc mai devreme? Ce e, că da. Pe net, pe astea, cum mai discută și... Da, da, e mai comunicare, e mai... Deci și cum le departajăm noi pe astea, că eu nu știu. Stai că să le luăm așa. Deci hai să ne... Eu zic ce cred, acum tot tu apeși butonul. Dar cred că ai dreptate tu cu prima variantă, că fac puțin mai mult. Păi da. Înainte era mai, știți, până îi duceai florile, până acum e pe internet, e imediat... Hop, aplicația. Și e sigur că se și închide paranteza? Nu știu, dar știu că încearcă. Eu zic că da. Acum e aparatul ăla, o pup de două, trei ori. Că aveai o mare problemă pe vremuri. Păi da. Trebuia să privești omul în ochi și să vorbești cu el. Da, acum astăzi se trece pe telefon, pe astea, păi și ce miau, miau. Deci asta cad. Da. Parcă vezi că ia din idem cu căfața din masă. Hai că sunt cu ochii pe voi. Bine. Au apăsat. Bun. Eu zic au. Fiți atenți. Am luat au. Vizionarii, psihologii, oamenii care într-adevăr înțeleg pe ce lume trăiesc. Priviți. Ia. Tinerii din ziua de azi au acces la mult mai multe informații față de părinții sau bunicii lor, iar asta este o realitate cu două tăișuri. Poate că se îndrăgostesc mai devreme, dar mai mult virtual și le trece repede. Deci am putea crede că sunt campioni mai degrabă la partea fizică decât la cea sentimentală. Greșit! Studiile arată că părinții milenarilor erau mai activi în pat decât urmașii lor, iar dovada vie, proprii copii. Bine că știu eu pentru alții. Aceste aplauze bănuiesc că sunt pentru colegul nostru Cosmin Natan. Tocmai de asta, tu trebuie să alegi următoarea categorie. Ba nu, dacă mă mai bag eu poartă. Sunt foarte curios ce este acel... Ce este acel ce? BB. BB ăla, da, chiar. Ok, BB. Te lămuresc imediat. Suntem la egalitate. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea South Wales sugerează că bebelușii A. sunt mai inteligenți dacă mama a ascultat muzică rock în timpul sarcinii. Okay. Sau B. pot semăna cu unul dintre foștii parteneri ai mamei și nu doar cu tatăl biologic. Băi, lasă-mă. E groasă. Sau C. se pot adapta mai ușor decât adulții la temperaturi foarte mari sau foarte mici. E foarte frumos B-ul ăla. B-ul mi-a plăcut, da. Mă, ăsta mic aduce cu... Da, dar eu... Mă... Bă, nu era colegul tău de clasă. Nu, e stai liniștit că se mai întâmplă. Bă, dar parcă prea mult seamănă cu Viorel. Dar bine, știi că atunci când se iubesc foarte tare, un cuplu, așa. Se iubesc foarte tare, încep să semene foarte bine între ei, știi? Da, așa e. Așa e. Da. Și atunci să poate să fie o variantă aici, nu? Să cu te ce? Gândești că ea... S-a despărțit de marea ei dragoste, care nu știu ce, care și-a luat de la el. Semene, da, să preia, da. Nu, e, și acum copilul... Și acum copilul ce vin are? Dacă e B-ul, și gena, da, dacă exact. E B-ul, e groasă. Și tasul copilului ce vin are? Nu, dacă e B-ul, poți să justifici multe cu B-ul. Da. Da, hai să nu sărim peste asta. Să nu sărim, da, am rămas un pic acolo. Dar sunt mai inteligenți dacă mama ascultă muzică rock în timpul sarcinii. Eu știu că... Ia spune, mama ta ce ascultă, Cosmin? Populară, tată. De aici tot ați bucimat? Și de asta ai ajuns cu așa popular. Populară spre manele și de asta așa ieși și cocalar. Lăsați-mă în pace! Alina, te rog, da. Ajută-mă aici, nu mă lăsați. Nu. Uite aici ce-mi fac. Nu vă mai luați, mă, de... Mulțumesc. Sunt mai inteligenți dacă mama ascultă muzică rock. Știu că mamele le mai pun copiilor muzică. Clasică, de obicei. Că e clasică. Nu v-ați death metal. Da. Nu, da, știu că
O să fie inteligent. Femeie, dar nu mai spor muzica asta. Lasă-l că tu ești un prost, lasă-l pe el măcar să... Știu că de obicei, și dacă vrei să înveți, nu știu, te ajută foarte mult în procesul de învățare muzica clasică. Muzica clasică, dar aici vorbim de rock. Crezi că rock ajută? Păi, asta vreau, la aici vreau să ajung. Cosmin, tu ai mai multă experiență în viață. Tu trebuie să împărtășești din experiența ta. Corect, uite, eu n-am bebe, n-am bebe. Uite, eu Costi, nici atât, adică... Costi da. Are doi, ar putea să ne... Da, aș putea, ajută, dar... Nu vrea să le spună. Se pot adapta baricadă mai ușor decât adulții la temperaturi foarte mari sau foarte mici? Păi, ar putea să... Adică știu că, de exemplu, picioare. Bebelușii, când fac temperatură, de exemplu, 40, da, ei rezistă mai bine decât un adult. Da? Adică duc mai bine treaba da asta, da. Păi gândește-te așa, ei sunt mici. Da. Deci tu trebuie să menții temperatura, uite, 1,90 m, da? Deci îți dai seama, chinuială la mine să menține să temperatura. Da, sângele să facă, da, bravo. Când ești atât... Bravo. Mulțumim, Costi. Hai de radiatorul, fac. Mulțumim, Costi, gata. Cu mare drag. Ca să nu mai tot turavura s-a luat. Ia uite, bă, ce au luat, fii atent. Nici n-am văzut când a apusat. Fiți atenți aici, fiți atenți. Ca părinte, îți poți petrece zile întregi admirându-ți odrasla. Dar ce te faci când descoperi că cel mic seamănă suspect de mult cu iubitul din liceu al mamei? Înainte să te grăbești cu divorțul, află că oamenii de știință susțin că unele trăsături genetice se pot transmite bebelușului de la foști parteneri ai mamei. Ați auzit bine, teoretic puteți fi tată, iar copilul să semene cu cineva cu care soția a avut o aventură acum 10 ani. Pe bune! Băi, lasă-mă! Bă, spun eu! Acești cercetători sunt femei! Sunt femei! Băi, asta l-am văzut ieșind de la tine joi! Nu că niște cercetători au spus că... L-am văzut cum ieșea de la tine. Băi, ești nebun. V-am spus că s-ar putea să doară puțin. Băi, șocant, șocant. Mă rog. Nu. E rândul vostru. Da, da, da. Tu trebuie să alegi, ia. Somnul de frumusețe. Ah. Pentru că mă pricep. Pentru că divă. Pentru că divă. O echipă de cercetători maghiari. Maghiari. A descoperit că, A, pe timpul nopții, mestecenii se relaxează și dorm. Ce frumos. Sau B, iarna, animalele de companie sunt mai predispuse să intre în depresie. Sau C, sâmbăta, florile de apartament sunt mai înviorate. Băi, e bine. Dar îți dai seama cum au stat ei și au dat seama că, băi... Mestecere. Ia vezi acum. Păi, mi se pare că s-a mai relaxat ăsta. Ce se aude? Ai sfoară emestea când ăsta e. Da. Întoarce-l pe partea alaltă. Da, mișcă-l un pic că sfore. Da. Se întâlnesc două femele de mestece de a doua zi. Cum e? N-am putut să dorm deloc, a sfărăit ăla, m-a rupt. Deci, o echipă de cercetători maghiare, asta e... Bine că a plecat oamenii de știință, că n-am putut să dorm toată noaptea. Stetoscop, mă, tot la în brațe, mă, parcă... Mă pipăia, mă, gâdila la frunză. Hai, mă, nu intrați în asta. Mergeți la animalele de companie. Predispuse să intri în depresie. De la ce companie? De la compania de primate. Deci încerc să fiu un animal de companie. Un cățeluș. Da, un cățeluș. Sunt un cățeluș. Și e vară. E vară frumos. Ești fericit, ești sunt afară. Sunt fericit că mă scoate și el afară și el vrea să iasă afară mai des. Acum și deci ești bucuros. Niște... Da, din coadă ești. Hai mă, ce facem? Mergem și pe mă vine iarna. Și ăla e supărat. Care se poate trebuie să dea zăpadă. Trebuie să dea zăpadă. Trebuie să uite la mine ce nu te scot azi. Nu te scot, că mai alunec pe gheață, mai trebuie să fiu atenți la tine, să te țin noi. Dar și pentru el, cred că e frig. Sunt mult mai mulți pantofi mâncați iarna decât vară. Ai văzut? Numai pe chestia asta. E și ăsta un subiect, bine că mi l-ai dat, o să-l studiem și o să-l introducem în emisiune. Eu am câini, dar nu prea l-am controlat, zău, dacă mi-ai supărat. Nu l-a controlat. La fel de... Nebun era, adică mi-a găurit canapeaua, dar nu era iarnă. Da, nu, are dreptate. A rămas dator de dacă iarna trecută. Dacă ți-a mâncat canapeaua vara, înseamnă că nu. Era dator de iarna trecută. A, de iarnă, da. Păi da, toată iarna... Ar fi mâncat-o, dar el canapea și-a luat abia în primăvară. Acum, da, ce vrei și cu bun tine? Bun, mi-e place asta, prima, îmi place. Cu mestecenii? Care sfore? E frumos. Nu că sfore ei, nu. Nu, mă, dai se relaxează și se relaxează. Păi, nu se relaxează, treci cu mașina pe lângă ei noapte și trezești. Și nu vezi, nu, indiferent, adică nu-i contează că iarnă, că-i vară, calea, noaptea... Da, noaptea se relaxează și ei, și doar. Noaptea și mestecă nu e om. Da, gata, s-a votat, băi, e prea frumoasă asta. Hai să vedem că e frumoasă asta. Așa cum ne-am obișnuit, știrile despre noi descoperiri încep de cele mai multe ori cu cercetătorii britanici au relevat. Cum sună? Cercetătorii maghiari au descoperit că...
Surprinzător, nu? Și totuși, în cazul mestecenilor, e adevărat. Andras Slinski, de la Centrul pentru Cercetări Ecologice din Tihani, Ungaria, a concluzionat într-un studiu că acești arbori se relaxează și dorm pe timpul nopții. Ce frumos! Ce frumos! Ce frumos! Bravo! Bravo! Când eu vă spun că emisiunea asta e un atlas. A fost frumos. Un atlas deschis. M-a văzut. Dar eu sunt curios cum o cercetat ei. Da, o să mă duc seara să trezesc câțiva. Ce face? Hai, trezirea! Ei un băț, hai, nu doarme nimeni! Da. Cosmin, ajută generația tânără până încă nu se duce la culcare. Alege ceva bun. De Hollywood. Așa, perfect. Bă, ce tare emisiunea asta. Da, bă, foarte tare. Celebra actriță Sandra Bullock a povestit că își întreține tenul cu... Fiți atenți. A. Urină de ied. Sau B. Cremă antihemoroizi. What? Wow. Sau C. Extract de coada calului. Păi, dar cine face întrebări? De ce nu-i fac? Una dintre cele trei e pe bune. Sandra Bullock chiar face asta. Urină de ied. Deci e... Asta trebuie despicată. Pui de capră. E, da. Da. Ca să știe toată lumea ce e. S-a gândit ea... Sau eu fi zis cineva, nu s-a gândit. Asta cu urina nu e ceva nemai auzit, nemai văzut. Adică, da, nu înțeleg pe asta cu iedul, care... Da, eu știu că urina de obicei e acidă. De ied nu e. Depinde. Păi de-aia e Sandra Bullock așa efervescentă, înțelegi? Își dă cu pipi pe față. Frumos, și aia e. Și se dă pe față ca să ți asta nu, eu nu mă dau, nu știu, deci chiar nu păi știu. Aia zic că ai auzit, păi nu ai auzit că cine... La un moment dat, i-a trecut pe la ureche termenul de urinoterapie, hai că spun eu. Urinoterapie, bun, da. Bine, deja aici... Și s-a gândit că e ceva. Se poate. Cremă antihemoroiz. Cum a ajuns de la acolo, asta e interesant. Îmi ține acid hialuronic? Cine? Crema antihemoroiz. Nu, așa mi s-a suflat. Sunt banii lor în mijloc, dacă ei știu. Asta zic. Ați folosit, doamnă? Serios? Salut! Avem o doamnă care e prietenă cu doamna Sandra Bullock. Se întâlnesc amândouă. Așa? Și iau cu crema antihemoroiz pe față. Salut! Abia aștept. Dacă cea mai... Am luat. Dar, de fapt, nu știu, mă, că nu mai... E antiinflamatorie până la urmă, știi cum e. Sunt lucruri bune acolo. Se relaxează niște lucruri. Cura Shivambu sau cura cu urină este o metodă naturistă de vindecare indiană, pe cât de lăudată, pe atât de controversată. Mult mai răspândit este tratamentul cu coada calului, o plantă medicinală străveche folosită ca remediu pentru probleme ale rinichilor, vezicii urinare sau mătreței. Poate că și Sandra Bullock a auzit despre ele, dar vedeta a declarat că își întreține tenul cu cremă antihemoroiz. Bravo, doamnă! Bravo! Să țin minte. Asta. Am egalat. Da. Gata? Deci foarte știe, bine. Știe. Bravo. Bravo. Ce bine, ce noroc cu noi. Da. E o lege pentru toți. Vreți să mergem acolo? Mergem acolo. Sună lui, că e un vers din o melodie. Da. În statul american Florida, femeile necăsătorite nu au voie să sară cu parașuta duminică. Da. Asta e prima variantă. Au legi astea ei. Sau B. Nu este permis să faci sex în propriul automobil dacă acesta este înmers. Hai, drept aici, da. Sau C. Bărbații nu au voie să meargă goi pe bicicletă. Una dintre cele trei variante e chiar pe bune. Deci cumva femeile... statul american... E periculos să zic că ăștia au legi de genul ăsta. Adică... Ei dau legi de genul ăsta. Nu ai voie să faci sex când mergi cu mașina. Păi normal. În timp ce mergi. Păi normal, că poți face accident. Nu în timp, păi nu. În mers, dar nu zice că tu poți să stai pe bancheta din spate și să conducă... altcineva. Ah, da. Adică cum te prinde? Te vede cineva din mers și zice, bă, da, ăia doi fac sex. Da, poliția! Da, așa se face. Dar până te oprești și poliția, tu poate termini și stai liniștit, dormi. Și te oprește ăla, ai făcut sex. Cum? Dovedește. Deci, mă, asta nu. Ai dreptate. Femeile necăsătorite nu au voie să se arătă parașuta duminica. Asta e la... Deci știi cum e, dacă moare sâmbătă sau vineri când s-a deschis parașuta, e mai ok. Dar dacă duminica, e duminica, chiar e iurea. Duminica s-a odihnit.
Nu știu, no, dau din asta. Băi, nu știu ce să facă. Dar tu când te duci să sari cu parașuta, te întreabă, ești căsătorită sau nu ești căsătorită? Adică, da, păi după ce te prinde... Păi facă actele acolo. Ia uite-mă, vreau să sară duminica. Ești afară! Amendă! Sunt direct. Nu se duci, ia uite, dă-mă parașuta aia jos. Ia uite, bă, ce nebună. Sâmbătă, doar sâmbătă. Ne băgam pușcărie pe toți. Stai, mă, puțin. Bărbații nu au voie să meargă goi pe bicicletă. Bă, asta eu sunt de acord cu asta. Bine, că te poți și... Nu. În primul rând te poți răni, da. În al doilea nu e... Mai dai de groc, mai dai, e ciudat. Poate nu se așează oamenii pe șa, poate merg doar în picioare, doar pe pedale, așa. Deci vorbim de zonă caldă, da? Da. Miami, Orlando, pe acolo. Da. Și să zicem că a fost chestia asta la un moment dat, ei... În Miami ar putea să, că mai vin de la plajă, bă, nu, mai nu la plajă din Udit, bă, mai iau bicicleta și mă duc așa. Mă duc așa, că oricum e aproape. Da. Și suntem în stațiune, acum na. Zi tu, care vrei. Care vreau eu? Da. Rămâne, gata, dă-i drumul, gata, nici nu mă uit. Ce-o? Ți-am lăsat, gata. Ce-o? Ăla-i. Bărbații nu au voie să meargă goi pe bicicletă. Că se mai întâmplă, acolo sunt mulți nebuni. Poate iau. Nu cred, mă, că da, n-ai. Hai să vedem. Ce legătură are statutul tău, dacă ești căsătorit sau necăsătorit, duminica? În ceea ce privește datoria externă, numărul de fast food-uri pe cap de locuitor și legile bizare, americanii sunt pe locul întâi cu coroniță. De exemplu, în Illinois nu ai voie să deții mai mult de 75 de salamandre. În Vermont nu ai voie să râzi la vânătoare. Iar în Florida, dacă ești văduvă, divorțată sau pur și simplu necăsătorită, este ilegal să sari cu parașuta duminica. De ce? Nimeni nu știe, dar e pe bune. Băi, au din asta, așa e. Au din asta. Au din asta, ți-am zis. E o lume. Da, dar trebuie să dea și explicația. Păi ce explicația? A rămas o lege așa. A schimbat-o nimeni. O fi murit o fată necăsătorită duminica, bă, nu mai sărit. S-a și uitat de ce. Nu puneți la suflet. Dar n-a dus cum am zis să nu pun la suflet. Da, dar suntem la egalitate, bine. Aia, gata, n-ai treabă. E bine, e bine. Stimulente. Stimulente. Na. Iar am dat de... Iar de Florida, iar de cercetători. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Florida, Statele Unite ale Americii, au descoperit că o partidă de amor induce o stare de bine ce durează 48 de ore. Sau B. Boabele de piper conțin serotonină, cunoscută drept hormonul fericirii. Se poate. Sau C. O discuție de 30 de minute cu soacra reduce apetitul sexual cu 15%. Da, mi se pare așa. Mie mi se pare puțin 15%. Da, nu știu, depinde cum depinde cine e soacra, depinde de la casă la casă. Da, da, asta nu e poate să fie. Hai să luăm cu o partidă de umor, induce o stare de bine ce durează 48 de ore. Ce ziceți? Prin experiențele personale. Eu ce să zic, din câte mi-aduc aminte... Tot mai greu? Eu cred că ține și de durata partidei. La mine, dacă durează 48 de secunde. N-are cum să țină două zile. 48 de secunde mă ține și euforia. Să vedem, poate că la doamne e altfel. Ia să vedem. Vorbim de succese. Să analizez, n-a să calculez. Nu m-am uitat pe ceas, zic, ia uite acum. Așa cum simți, două zile, cum simți, cât te ține starea asta de bine? A pus de două ori soarele. Nu, am prins, nu e ok. Ca să vadă dacă trecut două zile, știi? Da. A pus de două ori soarele? Păi a zis că n-a stat pe ceas, a zis că poate... Nu, dar știi vorba aia. A văzut soarele pe cer, că a făcut chestia asta, a fost întuneric o perioadă, după aia a fost lumină o perioadă, după aia... Da, hai să merg pe... Da, da. Vorbim. Da. Da. Te poate ține și două zile starea asta de bine. Dacă a fost un succes... Mergi pe sârmă. O doamnă, nu? Care ce? A zis că așa e, nu? Perfect. 48 de mai sunt, mai sunt cazuri fericite, da, sigur, pic, sigur. Dar boabele de piper care conțin serotonină. Uite, n-ați băgat în seamă deloc piperul ăsta. Asta. Aici eu nu prea mănânc piper, vezi? Băi, eu mănânc și îți spun, e bun. E bun. Are un gust. Și nu ești mai fericit după ce mănânci? Nu ești mai fericit. Vorba asta cu sare și piper. Nu dacă ești mai fericit, sincer. Știi, adică... Ar de iute să mai fericit. Păi da, dacă e scăpat de chestia. De sarea nu e, da. Clar ceva se referă. Da, știu, da. Au, da, doamnelor? Au. Mergi pe mâna femeii. Da. Apăsăm amândoi odată, dar mai mult tu. Hai. De la tine. Hai. Ascultăm vocea poporului. E scris în codul nostru genetic să fim suspicioși față de soacre. Dar nu există niciun tratat despre efectul pe care l-ar putea avea o discuție cu soacra asupra poftelor trupești. La urma urmelor, există soacre și soacre. Condimente care cresc nivelul serotoninei sunt numeroase, dar piperul nu se numără printre ele.
Un alt hormon însă, oxitocina, care ne face să fim tandri și drăgălași cu persoana cu care tocmai am făcut sex, lenevește în organism timp de 48 de ore. Bravo! Extraordinar! Bravo, fetelor! Bravo! Vezi? Experiența ajută până la urmă. Treabă, treabă. Femeia e femeie, femeia știe. Femeia nu se înșală. Femeia te ridică, femeia te doboară. Femeia nu se înșală. Ar mai fi trei domenii. E clar că e despre... Să mergem un pic la răcoare. Hai la răcoare. La răcoare. Oamenii de știință de la Universitatea din Birmingham, Marea Britanie. Oameni de știință, iar oameni de știință. Da, mai... au demonstrat că aerul condiționat. Așa. Atenție că asta ne privește pe toți. A. Provoacă dependență. Sau B. Îngrașă. Sau C. Ne ascute simțurile. Ce bun e asta cu neîngrașă. Na, ține asta în brațe și vezi cum, ce faci cu ea. Eu știu deci... răspunsul corect. Da, care e răspunsul corect? Nu vi-l zic. Păi aia, asta înseamnă că nu-ți place să lucrezi în echipă. Ca idee, zic așa. Nu, mai că-mi place să lucrezi în echipă. Mergi cu mașina, da, dăm drumul la aer condiționat. Așa. Deci provoacă dependență, ești așa, mamă, trebuie să urc mașina să iau. Frate, trebuie să mă duc să dau drumul puțin la aer condiționat, că nu mai pot. Păi nu, vara așa, eu dacă n-am aer, pornesc toate aerele. Îți place aerul, da? Da. Mie nu-mi place. Vara mor. Dar nu știu dacă e dependență. Dependența de freon. Cubori din mașina dacă nu mai ai aer, cubori și la ăla, bați în geam. Da! Deschide un pic tu. Un pic deschide geamă. Auzi, mă, e posibil. E posibil să dea dependență dacă îi bei freon. Știi, și să devii dependent de freon de fapt. Da. Dacă îngrașă, dacă descoperim că îngrașă. Ce da? Îngrașă? Cum ar putea să îngrașe aerul condiționat? Ah. Nu mai elimine apa din organism. Pentru că e aerul reglat, da? Și te îngrași. De asta, da. Ești mai greu. Ha. Înțelegi? Nu, eu domnișoara a venit cu... El e doar purtătorul de cuvânt. N-aveam nimic aici. Ascute simțurile. Hai să vedem și pe asta, cu ascute simțurile. Parcă dai drumul la condiționat și odată ești. Păi creierul funcționează, când nu e cald, funcționează mai ascuțită situația. Nu? Adică nu mai depune efort organismul ca să... Nu mai depune... Sunt să te-ai gândit la procesorul de la calculator. Da. Că dai drumul la ventilator, să scoți tabla aia să meargă mai... De asta, un procesor poate fi overclockat dacă îi pui de aia. E o substanță care îngheață instant. Azot? Azot! Ok. Ce facem? O luăm pe asta cu dependența? Serios, că se pare dementă. Da, dă-o, da. Hai, Costi. Hai că oricum nu dăm de la noi. Ce frumoasă asta. Provoacă, au ales au. Hai să vedem. Din clipa în care ți-ai montat prima oară un aparat de aer condiționat, nu mai poți înțelege cum de-ai rezistat atâta vreme fără. Dar dacă v-am spune că aerul condiționat îngrașă, ați mai fi la fel de entuziaști? Ca și cum nu am avea suficiente motive de stres, oamenii de știință susțin că răcoarea artificială duce la lenevirea corpului, care nu mai e nevoit să consume energie pentru a se termoregla. Așa că depune surplusul fix unde nu trebuie, dar în special pe șolduri și pe burtă. Păi e corect. Băi! Wow. Băi, Costi! Ce probleme avem noi cu toții. Doamnele au descoperit asta. Le facă de la aer condiționat. Eu zic să oprim imediat aerul condiționat aici. Eu chiar cred asta. Avem explicația. Tot așa. Acești cercetători sunt de sex feminin și au zis, fată, te-ai îngrășat. De la aer, fată, Corect. Au căutat o explicație. Scot aerul din casă. Semnul întrebării. Ăla ai zis cum? Complicată. Da. Efectul Mpemba descrie fenomenul A. Deumflarea picioarelor atunci când mergem cu trenul. Sau B. Prin care apa caldă îngheață mai repede decât apa rece. Sau C. Prin care valurile mării induc o stare de neliniște. Mpemba. Efectul asta din ce limbă e? Efectul Mbemba. Mă, nu știu efectul Mbemba. Ceva dintr-un trib african, așa, Mbemba. Deumflarea picioarelor atunci când mergem cu tren. Când zici, ăsta e efectul Mbemba. Stai un pic, dar ți se umflă picioarele când mergi cu tren. Cu avionul, da, cu trenul nu cred. Pentru că stai foarte mult în jos. Pentru că, eu știu când se întâmpla, mă rog, mai demult, acum nu mai știu când am mai mers mult cu trenul, că se stătea foarte mult în picioare. Și mergeai de la București la Iași, de exemplu. Atunci făceai picioarele frumoase. Se și umflau. Îți spun că se umflau. Hai să vedem dacă apa caldă îngheață mai repede decât apa rece, în primul rând. Eu zic că da, pentru că vrea să recupereze. Da.
Da, 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 știu. E rece și îngheață mai repede. Cu care e care problemă? Dacă îngheți eu... E pe competiție. Eu spun, îți explic, eu știu. Dar n-am la competiții. Asta am zis, era în acea altă categorie. Tot o ia personal, apa caldă. O ia personal. Deci eu zic că e una dintre B și C, prin care valurile mării induc o stare de neliniște. Păi ție îți induc o stare de neliniște? Păi mie nu, de-aia n-am efectul bambamba. Dacă e norat afară și plouă... A, da? Mar, dacă-s valurile alea mari de furtună. Senzație, dacă e și pe o bărcuță, îți dă o senzație... Dar poți să fii și pe mal, tot femă, ești un pic. Efectul bambamba descrie fenomenul. Zici că asta e fenomenul. Apa caldă îngheață mai repede decât apa rece și este un fenomen. Dacă îți dă o stare de neliniște, nu e un fenomen. Mi-e place că Alina se uită în ochii mei să vadă dacă e vreo reacție la ceea ce spune ea, știi că poate prinde ceva de acolo. S-a uitat la toate emisiunile și de asta e. Nu, dar îmi place. Insistă puțin, insistă pentru că uneori să știi că te ridici exact acolo unde trebuie. Și se ia, da? Hai. Am luat B-ul. B-ul, da? Hai să vedem. Și vouă vi s-a întâmplat să mergeți cu trenul și să simțiți că vi s-au umflat picioarele, nu-i așa? Sunteți sub influența efectului pantofilor incomozi. Potrivit cercetătorilor, efectul Mpeba descrie fenomenul prin care apa caldă îngheață mai repede decât cea rece. Iar asta are legătură cu atomii de hidrogen, dar să nu intrăm în detalii. Mai bine, exact! Bravo! 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 Mamă, suntem scurat! Trebuie să câștigăm. Costi, nu vă lăsați mai prejos. Loviți la prasnă. Noi ne-am gândit să alegem competiții. Da, perfectă, da, perfectă, da, da, alegem acolo, pe competiții. E perfectă, da, da, alegerea competiției. Bă, nu! În fiecare an, în orașul Yellville, din statul american Arkansas, are loc... Yellville, lângă Sabados, la Băcănie. Da, știi? Acolo. Campionatul de fotbal feminin în Mlaștină. Cel mai bine. Sau concursul național de spart pepeni cu sânii. Sau ce? Concursul de frumusețe Miss Copănele de Curcan. Nu cred, bă, că asta era competiția. Uite ce întrebări avem noi. Da, măi. Pentru niște bărbați cu experiență, mă. Campionatul fotbal feminin în Mlaștină. Tu vezi asta în Mlaștină? Tu-ți dai seama ce e acolo? Da, la campionatul ăsta? Eu am văzut în mai multe locuri. Să zicem ok, dar asta cu pepeni și cu spart... Cred că e dureros, cred că e dureros acest campionat. Da, dar concursul de frumusețe Miss Copănele de Curcană, femeile mai bine clădite? Cu mărgele la gât. Orice e posibil. Ne spar pepeni cu sâni. Bă, cine... Da. Am văzut asta. Am văzut și eu, dar e ceva... Dar era o cutie de bere. Nu știu dacă era în Yellville. Era trucat, era făcut. Era o abilitate în sensul ăsta, adică tipa putea să facă asta. Da. Era la fel, era un caz izolat. Vor fi da, atât acum... de multe femei cât spargi la un concurs. Da. Și pe ce se bazează concursul ăsta? Cât pepeni spargi într-un minut? 60 de pepeni. Sau cum? Campionatul de fotbal feminin în Mlaștină? În Mlaștină. Bă, da, da, că e ăsta. Că Mlaștina poate fi atâta și să te chinui. Da, da, poate să fie, adevărat. Să fie, de fapt, puțin noroi. Exact. Cum e la noi după ce plouă? Dar cred că ăla seamănă... La noi campionatul ăsta se ține uneori și în Liga 2, 3, da, da. Chiar doar Liga că nu e cu femei, e cu bărbați. Da, dar de ce e Mlaștina? Adică cu femei, că nu prea arată bine. Dar îți dai seama că dacă nu controlezi bine terenul, mai pierzi câte una. Eu bă, ia uite, s-a dus de tot. Vedeți ce ne-a zis, mă, că e groapă aici. Mingea, dar unde e femeia? Nu știu, e Mlaștina, mă încurcă ideea de Mlaștina, știi? Da, cum o traducem asta? Miss Turkey's Leg? Legs? Da. Sau ceva? A, nu. Asta frumos sună frumos. Sau sună poate frumos. Sunt niște fete frumoase, da, care mănâncă copănele de curcan. Și trebuie să fii frumoasă, gen, să poți participa la asta. Da, și care mănâncă mai multe copănele de curcan. Exact. Vezi? Bravo, mă! Place cum gândești. Bravo! Aș și luat. Bravo. Concursul de frumusețe Miss Copănele de Curcan. Mi-a plăcut. S-ar putea să fiți surprinși. Întrebarea e dacă veți fi surprinși plăcut sau neplăcut. Sau neplăcut. Omenirea are competiția în sânge și oricât de bizar ar fi întrecerea, se vor găsi spectatori care să-și aplaude favoriții. Fanii fotbalului în Mlaștină au evenimente de profil în Anglia. S-au mai văzut și câteva amazoane care sparg pepeni cu sânii, dar ele nu se întrec în orășelul Yellville. Dar an de an, aici se desfășoară concursul Miss Copănele de Curcan, dedicat celor mai frumoase picioare. Pentru ca juriul să ignore celelalte aturi ale concurentelor, acestea defilează cu restul corpului acoperit de un tablou pe care e pictat un curcan. Deci, tu înțelegi, e doar picioarele. Că se arată curcan. Ce zici? Bravo. Chiar frumoasă. Dar bine, te-ai dus pe alt drum. Te-ai dus pe muncat.
Băi, și paravanul, la piciorul. E, de asta îmi place, să vin aici, că aflu numai lucruri de astea nebune. Dar să știi că nu trebuie să vin neapărat, poți să treci. Acum e acum. Dar înainte de a vă spune întrebarea, da? Vreau să mă asigur că e toată lumea pregătită. Da, o să vedem cât au pariat aici, după ce vor aici. Auzi întrebarea și după ce vor alege. Da. Unii producători îndulceau vinul cu antigel auto. Băi, nu te cred. Dacă ați răspuns greșit. Amândoi. Ne vedem afară. Și vă invit să aflați că răspunsul corect era de fapt. Era de fapt. Scorul e ușor debalansat, 2000 de lei la 1500 de lei, dar nu e ceva grav. Nu pentru e, că am ajuns în fața întrebării finale, când se pot da lucrurile peste cap. Veți avea ocazia să pariați. Da. Și ca să nu luați o decizie greșită, o să vă spun că întrebarea finală vine din domeniul in vino veritas. In vino veritas, da. Perfect. Da. Am vrut să pariez cu banii. Vă rog, puteți să pariați cât vreți. Vai de mine. Așa ziceam? Nu știu. Da, vreți să pariam da, totul? Da, aici ori v-ați venit pe degeaba, ori. Asta. Dacă pierdem. Da, gata, noi am... Da? Deci dacă suma pe care ați pariat-o, dacă răspundeți corect, se adaugă la ce deja aveți. Da. Perfect. Și dacă ați răspuns greșit, se scade din ce aveți. Nu vreau să mă uit la oamenii ăștia dacă nu-i pierdem. Dai tu de la tine. Nu știu cum o să vă descurcați, e treaba voastră. Ați pariat? Da. Bun. Veți avea doar 20 de secunde la dispoziție să alegeți răspunsul corect la această întrebare finală. Eu aici te las doar pe tine. Dar înainte de a vă spune întrebarea, da? Vreau să mă asigur că e toată lumea pregătită. Da, o să vedem cât au pariat aici, după ce vor auzi întrebarea și după ce vor alege. Gata. Suntem bine. Gata. Da? Dai drumul? Atenție. Piața de vinuri din Austria s-a prăbușit în anul 1985 atunci când s-a descoperit că A. Strugurii erau zdrobiți după metode străvechi, cu picioarele. Sau B, înainte de coacere, strugurii erau stropiți cu un strat subțire de lac pentru lemn. Sau C, unii producători îndulceau vinul cu antigel auto. Aveți 20 de secunde la dispoziție. Am și pornit cronometrul. Practic mai aveți doar 15. 10 secunde, doar una e pe bune. Nu au unul, B-ul sau C-ul. Atenție, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hai să vedem întâi cât ați pariat. Exista. Costi a pariat toți banii. Dacă a răspuns corect, va dubla suma. Dacă n-a răspuns corect, va rămâne fără niciun leu. Da, a răspuns greșit, da. Cosmin a pariat 1001 leu. În cazul în care va fi ales răspunsul corect, va câștiga, practic, emisiunea pentru diferența de un leu. Cine nu? Chiar dacă le-ați ales la fel. Dar dacă ați răspuns greșit amândoi câștigă ei. Câștigă ei. Și o dăm parte în parte. Deci, practic, e momentul să vedem ce ați ales. Hai! Noi. Costi a ales C. Și zis să iar Cosmin a ales B. It is cu emotions. Și să vedem afară. Vă invit să aflați că răspunsul corect era de fapt. De fapt. Ce? Gândul cel din tâi, bă, gândul cel din tâi. Îmi găteam cu un leu dacă l-am. S-a întâmplat asta în Austria, într-adevăr. În 1985. Antigelul la putere. Bravo, felicitări. Băieți, ce să mai zic? Mi-a plăcut cum a jucat. Mi-a plăcut foarte mult cum a jucat. Dar și ei au fost, răbiți. Să recunoaștem. Intuiția feminină, de câte ori ai mers pe ea, ai văzut că ai avut mare. M-a ajutat enorm. Poate vreți să știți câți bani ați câștigat? Nici nu știu ce o să faceți cu ei. 65 de lei de căciulă. Hai de capul meu. Ce să mai zic? Da. Să aveți grijă ce faceți cu banii, că ei se adună. E bine să țineți cont de experiențele nereușite din viața altora, celebrităților, de exemplu. Un fotbalist, George Best, a mărturisit că el a cheltuit o groază de bani pe alcool, femei și mașini rapide. Restul, spune el, au fost doar bani risipiți. Frumos! Acestea fiind spuse, abia aștept să ne reîntâlnim la pe bune. Sunt Andy Moisescu. Voi e bine.
Uite, Badiu, prima oară în viață, faptul că ești bătrână este un plus. Știu? Nuanțe, nuanțe. Costi, tu ce vrei să întrebi? El este bine. Cum? Pune piciorul în prag. Deci fără alcool, că se lasă cu bătaie. Ca bărbat, de ce ți-ai accentua fesele? Adică vorbește lipsa de experiență. Păi, dar asta e treaba la un bărbat. Da. Fața și spatele. Atenție, noi nu umblăm aici cu bănuieli și presupuneri. Da, unde își fac porcușori de Guinea piercing? Păi, ce-or fi dispozitivele alea biometrice? Nu, nu știu, asta nu înțeleg, dar n-are dispozitivele importanță. Biometrice. Îți trebuie praf de stele neapărat la asta. Nu știi ce s-a întâmplat în 1972? Hai să vedeți care e adevărul istoric.